Cum se face untul și ce conține acesta? Care sunt beneficiile consumului de unt? Cât de mult unt ar trebui consumat pentru ca acesta să fie doar benefic? Și cine nu ar trebui să mănânce unt? Urmăriți videoclipul până la final și veți afla cât de mult unt ar trebui să consumați. Înainte de a prezenta videoclipul, dorim să vă salutăm pe toată lumea și să vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Să începem! Ce este un vas înfundat? Este un vas plin de plăci. O placă este un petic care constă parțial din fibrină, care este o proteină care se găsește în țesuturile conjunctive și parțial din calciu. Adesea, atunci când există o placă, vasul devine rigid și există o mulțime de inflamații. Formarea acestor plăci este adesea asociată cu hipertensiunea arterială. Așadar, iată ce înseamnă un vas înfundat, iar soluția ideală pentru aceasta ar ajuta la scăderea nivelului de colesterol. Mă refer la aceste LP de lungă durată. Ele sunt tocmai tipul periculos de colesterol. Ar conține ceva care să descompună fibrina, proteina care provoacă cheaguri de sânge și tromboză. Totuși, remediul ideal nu ar trebui să aibă efecte secundare. Așa este, la fel ca statinele. Au statinele efecte secundare? Este uimitor modul în care se face reclamă la statine. Un studiu la care au participat 2000 de persoane sănătoase de peste 50 de ani a arătat o reducere cu 50% a riscului de atac de cord. Și se vorbește despre atacuri de cord fatale. Reducerea riscului cu 50%. Sună frumos, dar dacă examinăm materialele acestui studiu, aflăm că riscul nu a scăzut de fapt cu 50%. În realitate, riscul unui atac de cord a scăzut doar cu 1%, manipulând cifrele și folosind reducerea relativă a riscului în loc de reducerea absolută a riscului. Puteți face ca rezultatele să pară mult mai bune decât sunt în realitate. Dacă nu intrați prea adânc în detalii, riscul absolut înseamnă probabilitatea reală de a avea un atac de cord. Este ca și probabilitatea de a fi lovit de fulger, dar când este vorba de așa numitul risc relativ, permiteți-mi să vă explic ce înseamnă. Probabilitatea de succes, adică fără atac de cord, a fost de 98% în grupul placebo și de 99% în grupul de statine. Dar haideți să privim aceste cifre un pic mai diferit. Haideți să comparăm două cazuri dintr-o sută. Să zicem un caz din 100 împărțit 2 la 1 și veți obține 50%, pentru că 1 este 50 din 2. Puțini oameni ar dori să ia acest medicament cu o diferență de doar 1%. Trebuie să manipulați cifrele pentru a-i face pe oameni să vrea să-l ia. Dar pe lângă acea reducere de 1% a riscului de atac de cord, există o creștere de 5% a complicațiilor minore și a efectelor secundare. Cum ar fi miopatia, care este o problemă musculară, o boală musculară, disfuncția reptiliană, testosteron scăzut, neuropatie, demență, accident vascular cerebral hemoragic. Da, riscul de infarct non-fatal scade, dar crește riscul de accident vascular cerebral și există de asemenea un risc crescut de a dezvolta cancer. Bineînțeles, ei nu ne spun despre creșterea de 5% a acestui risc relativ și se concentrează în schimb pe reducerea de 50% a riscului. Așadar, în remediul ideal nu ar trebui să existe efecte neplăcute atât de grave, iar japonezii folosesc acest remediu de peste 2000 de ani. Acest remediu se numește natokinază. Natokinaza este o enzimă și este componenta principală a natto, care este soia fermentată. Natto este o garnitură foarte populară consumată de către japonezi. În aceste boabe de soia fermentată, natto conține foarte multă vitamina K2. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre natto. Ați crede că ar trebui să se scrie despre el în toate ziarele dacă ați studia cu adevărat proprietățile sale. Este pur și simplu uimitor. În primul rând, este o substanță fibrinolitică foarte puternică, ceea ce înseamnă că este o proteină care reduce formarea de cheaguri de sânge, desființând efectiv cheagurile. Într-un experiment, formarea trombelor a scăzut cu 88% în 6 ore. Dizolvă excelent proteina din cheaguri. De fapt, natokinaza este folosită și pentru a accelera dizolvarea polipilor din nas, care pot cauza o mulțime de probleme la nivelul sinusurilor. Natokinaza afectează în mod direct LDL și HDL, colesterolul rău și bun. Aceste particule LDL oxidate sunt implicate în formarea cheagurilor de sânge. Are proprietăți antiinflamatorii foarte puternice și ar trebui să înțelegeți că inflamația din stratul endotelial al vaselor de sânge, care este stratul interior al vasului de doar o singură celulă de grosime, este probabil cauza problemei cu cheagurile. Fără inflamație, probabil că nu ar exista aceste plăci. O altă proprietate excelentă a natokinazei este să scadă tensiunea arterială, previne îngroșarea peretelui vaselor și crește HDL, reducând în același timp nivelul trigliceridelor.
Cercetările din anul 2004 au arătat că natokinaza reduce riscul de accident vascular cerebral datorită impactului său asupra sănătății creierului. Plăcile se formează în principal în arterele coronare din jurul inimii, dar pot apărea și în alte artere. Într-un studiu, natokinaza a fost utilizată împreună cu ginseng, ceea ce a dus la o reducere a plăcilor în aortă. Acest lucru a fost studiat pe iepuri. Așadar, dacă iepurile tău dezvoltă o placă în aortă, acum știi cum să o tratezi. Cu toate aceste efecte pozitive, aproape că nu au existat efecte secundare negative. Așadar, trebuie neapărat să acordați atenție natokinazei, dacă aveți plăci și doriți ca acestea să încapă să se diminueze. Așadar, prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. De asemenea, distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră. Pe curând!